Slăvit să fie Domnul! Chiar dacă este zăpadă și fric, frații și surorile au venit la adunare. Cu siguranță Domnul ne vede și ne va binecuvânta. Ne-am rugat și ne vom ruga și pentru cei ce sunt acasă. Nu toți au o posibilitate sau o sănătate suficient de stabilă pentru a se deplasa oricând. Domnul care este bun să se îndure și de ei. Dar potrivit cu lecția din această seară, dorim ca Domnul să se îndure și de cei din afara bisericii, pe care Domnul ar vrea să-i mântuiască și pentru care este necesară și contribuția noastră. Astăzi, lecția a doua din ciclul evangelizare, pregătirea evangelizării. Biserica Domnului, așa cum am auzit în prima lecție, a primit misiunea evangelizării lumii. Și aceasta din partea Domnului. Dar ea trebuie să fie echipată și dedicată acestei lucrări. Apostolul Pavel, ca unul care a fost chemat printre cei din prima linie, scria, apărându-se, citesc din Fapte, capitolul 26, versetele 15 la 20, referitor la dedicarea pentru evangelizare. Când el a întrebat cine ești, Doamne, a primit răspuns și apoi mandatul lucrării sale. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât a lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Și acum atenție, de aceea împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. El era judecat pentru slujba lui, căci a vestit Evanghelia la neamuri și acum se justifică. Cum era să mă împotrivesc unei astfel de chemări sau de trimiteri dumnezeiești? Ci am provăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim și în toată Iudeia și la neamuri să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăință. Amin. Pregătirea cuprinde aspecte generale care trebuie cunoscute și însușite de toată adunarea. Adică oricine trebuie să participe cu partea lui, așa cum spuneam data trecută, cel puțin de rugăciune, cel puțin să fie conștient că trebuie susținuți cei care sunt implicați, dar există și aspecte specifice în pregătirea evangelizării care sunt valabile pentru cei implicați special în evangelizare. Știți că Domnul Hristos a chemat ucenici, mai întâi 12, apoi alți 70, i-a instruit, așa după cum este scris în Matei 10, în Luca 10, și în urmă i-a trimis în lucrare. Vom aborda în lecția aceasta mai întâi pregătirea generală a întregii adunări și apoi pregătirea specială, cea a slujitorilor chemați să se implice în mod direct în slujba evangelizării. Ceea ce trebuie să știm mai întâi cu toții e conceptul de necesitate absolută în transmiterea mesajului mântuirii. Spuneam că îngerii nu sunt chemați să predice. E absolut datoria noastră. Și aceasta pe fondul cunoașterii realității spirituale a lumii pierdute în păcat, pe care o așteaptă o osândă eternă. Gândindu-ne că noi am fost scăpați, salvați, asta pe de o parte, și pe de alta, gândindu-ne la dorința lui Dumnezeu pentru ca toți oamenii să fie mântuiți. Aceste două idei, dacă sunt implementate și se meditează asupra lor, vor conduce orice biserică spre o lucrare de evangelizare. Iată cuvintele Domnului Hristos, citeți din Matei capitolul 9 și situația este identică în orice generație, oamenii sunt pierduți și Dumnezeu vrea să îi mântuiască. Dar nu o poate face pe direct, ci vrea să se folosească de noi. Matei 9, de la versetul 35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputințe care era în norod. Când a văzut gloatele
i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Nu-i la fel realitatea astăzi? Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrători. Deci iată nevoia specială de care vom vorbi în partea a doua. Dar în nevoia generală citim, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Dacă Domnul ne-a mântuit pe noi, e normal să dorim și mântuirea altora. Și dacă Domnul a putut să ne mântuiască pe noi, care am fost păcătoși ca și ceilalți oameni, înseamnă că Domnul are putere să mântuiască și din ceilalți. Există în teologia creștină două concepte referitoare la dreptul oamenilor la mântuire. E cel augustinian sau calvinist, mai degrabă numit, al predestinării, care presupune că voința omului este total depravată și omul nu are nicio putere, nicio capacitate de a se redresa și Dumnezeu face din unii oameni instrumentele harului său pe care îi mântuiește și apoi îi păstrează într-un mod sigur. Și există cealaltă teorie a alegerii libere, potrivit căreia Dumnezeu îi cheamă pe toți și cei care vor acceptă și se silesc, pot și vor fi mântuiți. Privind în Scripturi, există argumente și pentru o teorie și pentru cealaltă. De aceea să nu fim doar calviniști sau doar arminieni, ci să înțelegem că Dumnezeu este deasupra capacității noastre. Pentru mintea noastră nu încap amândouă, sunt incompatibile. Ori Dumnezeu ar decis, ori decidem noi. Dar luând în calcul capacitatea lui Dumnezeu, suveranitatea lui, felul în care el cunoaște dinainte, modalitatea în care el se implică în istorie, cele două se împletesc. Adică Dumnezeu rămâne suveran și a știut dinainte ce se întâmplă, se poate amesteca oriunde dorește să influențeze lucrurile, dar în același timp, identitatea noastră de persoane pretinde și dreptul de libertate. Dumnezeu nu face din noi roboți, nu mântuiește în mod arbitrar. În privința mântuirii există o colaborare a lui Dumnezeu și a omului, care, repet, face ca Dumnezeu să știe dinainte ce se întâmplă și totodată omul, fiecare, să aibă libertatea să aleagă, să accepte sau să respingă. Pe acest fond se impune evangelizarea. Dacă am fi strict calviniști, ei merg pe conceptul că Dumnezeu i-a ales pe unii, dar noi nu știm care sunt aceia și trebuie să le spunem la toți, să evangelizăm deopotrivă. Pe al doilea concept, evangelizarea capătă o conotație mai puternică în sensul că oamenii au cum să se mântuiască, cum să aleagă dacă nu au opțiunile în față. Da, dar chiar împletindu-le, ne simțim mai datori să ținem cont de dorința lui Dumnezeu, de dragostea lui și în același timp de faptul că oamenii nu pot să se mântuiască fără ca cineva să-i informeze. Acum vreau să citesc câteva versete pentru a argumenta cele spuse. Spune Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 10, despre momentul în care Evanghelia a trecut la neamuri. E semnificativ faptul, scrie în versetul 2, căci Corneliu era cucernic, făcea multe milostenii, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Iată că Dumnezeu a ținut cont de atitudinea lui. Și în capitolul 11, versetul 18, referitor la ceea ce s-a petrecut în casa lui Corneliu, este scris: după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit și au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Deci Dumnezeu a dat pocăința lui Corneliu, da, dar a ținut cont de atitudinea lui. Citim mai departe,
Fapte 13 cu 46. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală evreilor: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți, iată accentul cum cade pe om, și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și premăreau cuvântul Domnului. Și acum atenție! Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Aici accentul cade pe faptul că Dumnezeu i-a rânduit. Da, dar așa cum am citit două versete mai sus, Dumnezeu ține cont de atitudinea oamenilor pe care o cunoaște dinainte. Pentru că doar o pagină mai întorc în Scripturi și citesc 15 cu 18. Zice: Domnul care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Și tot din Fapte mai citim capitolul 28, versetele 24 la 28. Pavel vorbește tot în discuție cu evreii, 28 cu 24. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegeri de unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Concluzia lui: bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri, când a zis: du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui noroc s-a împietrit. Iată cum accentul cade pe refuzul, pe vinovăția lor. Aud greu cu urechile și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Spre final cade accentul pe ceea ce Dumnezeu trebuie să facă, să le vindece starea. Să știți dar că mântuirea aceasta lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Pentru că, iată, și dintre neamuri n-ascultă toți. La acestea mai citim 1 Petru, capitolul 2, unde din nou accentul cade pe ceea ce aparent ar putea fi înțeles de predestinare. 1 Petru 2 cu 6 la 8, căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Adică nu există cineva care să vrea să fie mântuit și Dumnezeu să fie împotrivă. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care le-a pădat-o zidare, aici e greșeală omului, a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de potignire, o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul, vinovăția lor. Și acum autoritatea divină se impune. Și la aceasta sunt rânduiți. Și o singură idee, dacă mai descifrăm aici, ar trebui să ne fie mai limpede. Am citit și din Fapte 13 și de aici că atunci când e vorba de faptul că unii sunt mântuiți și alții sunt nemântuiți, scrie că la aceasta sunt rânduiți. Adică așa s-a decis în dreptul lor. Dar vă rog să rețineți că acele versete care spun că Dumnezeu vrea să mântuiască toată lumea conțin un element diferit. 2 Petru 3 cu 9. Domnul nu întârzi împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește. Deci, când e vorba de mântuirea tuturor, de un drept al tuturor oamenilor, aici se evidențiază dorința lui Dumnezeu, dragostea lui. Pentru că în dragostea lui n-ar fi putut decide dinainte unii mântuiți, unii nemântuiți. Nu, unii mântuiți, alții nemântuiți, este o decizie în urma atitudinii lor. Chiar dacă este o decizie luată anterior de comiterea faptelor. Dar acolo unde se spune că Dumnezeu vrea ca niciunul să nu moară, este în evidență dragostea lui, dorința lui. De aceea spuneam încă de la început că evanghelizarea este dorința inimii lui Dumnezeu, pe care din nefericire unii o vor respinge. Și la aceasta sunt rânduiți. Este o concluzie, e un verdict pe care Dumnezeu îl dă cu durere,
cu dragoste vrea să-i mântuiască, dar cu durere îi respinge pe unii. Dacă suntem conștienți de această realitate, ne vom implica să facem ceea ce se poate pentru mântuirea celor din jurul nostru. În al doilea rând, tot în ce privește pregătirea generală, totul începe cu rugăciuni pentru mântuirea oamenilor. Spune Apostolul Pavel, Roman, capitolul 10, versetul 1. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este ca să fie mântuiți. Rețineți, dorința și rugăciunea mea. De dorit ne dorim toți. Dar cât ne rugăm pentru mântuirea lor. Și ceea ce citesc din 1 Timotei 2 este în acord total cu ceea ce am spus până aici, cu faptul că Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe toți și noi suntem datori să contribuim la aceasta. 1 Timotei 2:1. Vă îndemn, dar înainte de toate. Iată primordialitatea rugăciunii pentru lume. Să faceți rugăciuni, cere mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru tot ce sunt înălțați în rugătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Și acum încă un verset care dovedește ce am spus, că inima lui Dumnezeu ar vrea să-i mântuiască pe toți. Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Deci El nu i-a rânduit pe unii la pierzare că nu voiește ca să fie mântuiți. El i-a rânduit fiindcă știa și fiindcă se dovedește că aceștia resping planul de mântuire. El voiește ca toți să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, dar această venire la cunoștința adevărului se realizează tocmai prin lucrarea de evangelizare. Conștiința că suntem într-o luptă spirituală, trăim într-o lume spirituală, universul acesta este în conflict, ne va determina în mod statornic să ne rugăm pentru mântuirea oamenilor și nu numai, pentru mântuirea celor care, pentru susținerea celor care sunt implicați în această lucrare. Asta înseamnă rugăciuni sistematice, zilnice, de ce nu? Iată ce vă citesc din Efeseni 6 și să ne gândim dacă facem așa. Dacă Apostolul Pavel ne-ar fi adresat nouă epistola și ar fi primit-o recent în poștă, cum ar fi acționat în urma ei? Pentru că Biblia trebuie să aibă aceeași valabilitate și acum. Efeseni 6, citeți la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Și luptele spirituale cuprind și lucrarea de evangelizare. Avem, să spunem așa, și lupte interne cu care ne confruntăm în viața bisericii cei care ne-am pocăit de mai mulți ani. Dar iată ce spune Apostolul aici, versetul 18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Tot felul în toată vremea, asta înseamnă sistematic, permanentizare. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, și arată că aici este inclusă evangelizarea, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. El era apostol și întotdeauna se implica acolo, nu mai fuseseră alții și simțea nevoia să fie ajutat. El o făcea aceasta chiar și din lanțuri. Știți că Filimon era unul din cei născuți în lanțuri, adică din cei convertiți, cărora Pavel le-a predicat în penitenciar. Dacă biserica înțelege că oamenii sunt pierduți și au nevoie să fie salvați, dacă biserica, lângă această înțelegere, lângă dorința care trebuie să asocieze cu dorința lui Dumnezeu, asociază rugăciunea, își face datoria în prim plan. Și după ce ne vor ruga bine, s-ar putea să fim în stare
și să mărturisim colegilor noștri pe Domnul. Se spune că un slujitor a provocat pe credincioșii din adunare să se gândească fiecare la ce-i chemat. Sunt chemări diverse. Și unul dintre ei s-a prezentat și a spus: frate, nu știu la ce sunt chemat, dar eu sunt foarte timid, emotiv și nu am curaj să spun la oameni. Și păstorul i-a spus: auzi, te înțeleg, mai sunt ca tine, dar două lucruri îți cer. Să te rogi câteva săptămâni sistematic pentru un coleg. Să vezi dacă în perioada aceasta se mântuiește, nu se mântuiește, apoi te vei ruga pentru altul. Dar să nu-i spui nimic, numai te rogi. Și după câteva vreme vine la slujitor și spune: frate, prima dată ce mi-ai cerut să mă rog, o fac într-una, dar mi-ai cerut ceva, să nu-i spun nimic, te rog de asta să mă dezlegi. Că așa îndemn am să-i spun, așa cuvinte îmi vin, pentru că în urma rugăciunii, Dumnezeu dă harul necesar să putem vorbi altora despre Domnul. Dar dacă nu suntem plini de Duh, dacă ne preocupă alte subiecte, o să vorbim cu oamenii, dar o să vorbim așa, diverse. Sau o să fim suficient de închiși ca să n-avem capacitatea să ne exprimăm. Pentru că nu neapărat trebuie spuse multe lucruri. Se spune că un credincios mergea pe tren și cineva încerca să-l provoace știind că el crede în Scripturi, celălalt fiind pare mi se ateu, și credinciosul, din câte versete a știut, tot îi spunea câte unul. Și mai spunea câte un verset, așa din memorie, cum avea îndemn, așa după cum se potriveau. Ce să credeți? În final, nu mai știu după câte vreme, omul acela s-a pocăit. Și a mărturisit: versetele alea zici că m-au ars. Pentru că de fapt asta înseamnă evangelizare. Să spui Evanghelia. Citeam despre un frate din China, puteți citi aceasta într-o carte apărută recent, Omul Ceresc. Nu l-a învățat nimeni să predice. I-a căzut în mână Evanghelia după Matei. A învățat-o pe de rost, era tânăr. Și Domnul, într-o zi, l-a îndemnat să predice la cei din jurul lui. S-a gândit el ce e aceea să predic. Și a spus din memorie Matei, de la 1 la 28. S-au pocăit niște oameni. Că de altfel, ce predică mai frumoasă decât de la nașterea Domnului până la înălțarea Lui la cer și binecuvântata poruncă de evangelizare și de a face ucenici? După ce ne rugăm, Dumnezeu ne dă harul necesar să o și putem face, sau cel puțin să o poată face alții, cum scrie în Efeseni, cu puterea care Domnul le-o dă. De altfel, aș adăuga aici, referitor la echiparea generală, Domnul vrea ca biserica să nu ducă lipsă de niciun fel de dar. Domnul vrea să fie evangheliști, dar vrea să fie și proroci. Apostolul Pavel spunea să le avem din belșug. Ori acest belșug, citesc din Efeseni 4, va face să se formeze cât mai mulți ucenici. Versetul 11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Ce înseamnă asta? Că lucrătorii aceștia cu slujbe, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, au darul de la Dumnezeu ca să-i formeze pe alții care să participe și ei la aceste lucrări. Am citit din Cartea Faptele Apostolilor, și o să mai citim în lecțiile viitoare, că împreună cu apostoli erau mulți alții care vesteau cuvântul, pentru că au fost formați în vederea aceasta. De exemplu, dacă eu sunt învățător, e ceva ce se tot poate dovedi practic aici. M-am implicat pe linia învățării. La clasele de copii, la grupurile de tineri, un învățător naște învățători. Prorocii nasc proroci. Evangheliștii nasc evangheliști și așa mai departe.
când în conducerea bisericii există slujitori cu valențe în toate aceste domenii, biserica nu va duce lipsă. Când nu există, exact domeniul în care nu există va fi mai sec. Acesta este adevărul practic. De aceea, repet, să ne rugăm ca Domnul să scoată slujitori în toate privințele. Ce ne-am face fără proroci, ce ne-am face fără evangeliști? Ori nu avem viziunile la Dumnezeu, ori nu se mai convertesc oameni, mergem numai pe mulțire naturală. Copiii din familiile noastre, dar și aceștia, Domnul știe cât sunt de născuți din nou. Dar dacă există în bordul de conducere, să-l numim, sau între cei implicați, să cuprindem o arie mai largă, oameni cu toate aceste daruri și chiar slujbe, atunci lucrarea va merge bine. Doamne, ajută! Pentru că așa cum scrie în versetul următoare din Efeseni 4, întreg trupul să crească și asta înseamnă toate organele, în toate privințele, cum era în cazul din Fapte. Acolo erau și proroci, erau și evangheliști, erau de toate. Și astfel dezvoltarea era multiplă. Mă opresc aici în ce privește pregătirea bisericii, sintetizând cele prezentate, să fim conștienți că lumea asta e pierdută. Dar e trist că uneori plângem când moare o mamă tânără și lasă niște copii, dar ne-am obișnuit cu faptul că mor atâția și mor pentru vecii vecilor. Se pare că nu conștientizăm destul că e ceva mai mult decât tragic. Apropo de un accident, de o boală necurțătoare, starea omenirii care moare și suportă condamnarea eternă. Să fim conștienți de asemenea că Dumnezeu, deși a știut dinainte cine crede sau cine nu crede, El nu face asta în a decide în mod arbitrar cine e mântuit și cine nu, fără acceptul omului. Dar în această colaborare între Dumnezeu și umanitate, evanghelistul se interpune în prim plan și trebuie să-și facă datoria. De asemenea, suntem datori să ne rugăm ca Dumnezeu să formeze oameni, să mântuiască pe cei din jur și biserica să aibă daruri din belșug și apoi va avea și oameni care se convertesc și oameni care se mântuiesc, care se maturizează, cum am citit în Efeseni 4, tot din belșug. Partea a doua, pregătirea specială, pregătirea slujitorilor implicați în evangelizare. În primul rând să ne gândim la echiparea membrilor adunării potrivit chemării și în cazul nostru chemării evanghelistice. Fiecare membru al adunării în funcție de harul primit și starea lui spirituală. S-ar putea cineva să aibă o chemare, dar pentru că nu se pune la îndemâna Domnului, pentru că nu este crescut spiritual, pentru că nu este disponibil, pentru că nu-i dedicat, să întârzie să poată lucra cu darul care l-a primit. Dar în mod deosebit, fiind vorba de evangelizare ca și o lucrare primordială, eu am comparat evangeliștii cu învățătorii. De regulă ei rămân la niște adevăruri primare, ca și învățătorii. Pot să ducă copiii numai până în clasa a patra și cam atât. Trebuie să-i predea mai departe la profesori. La fel, aceștia îi preiau și îi predau la învățători, la păstori, pentru a fi călăuziți în continuare în vederea creșterii și mântuirii. Dar ca cineva să fie cu adevărat evanghelist, că să spunem despre Domnul asta putem toți. Iată ce întâlnim în Evanghelie, cum Domnul a chemat pe unii, citesc din Matei 4, versetul 19. Domnul a văzut pe doi frați și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și a făcut din ei. Domnul a văzut ceea ce poate să realizeze din ei. Tot din Matei citim, au trecut zile, poate săptămâni, până Domnul i-a chemat pe fiecare dintre apostolii săi. Capitolul 9, versetul 9.
De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Și i-a zis, vino după mine. Nu era singur acolo, însă doar pe el l-a chemat atunci. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Și s-a dovedit că Matei a fost cu adevărat un evanghelist care a predicat și iată că a rămas un evanghelist și prin cartea care a scris-o. Evanghelist cu adevărat. Adunarea trebuie să fie într-o rugăciune permanentă, într-o mijlocire pentru alegerea și susținerea celor ce predică. Atât pentru cei ce predică în plan local, dar noi acum studiem pe cei ce sunt chemați cu specific pentru evanghelizare. Iată ce citim din Luca capitolul 6, versetul 12. În zilele acelea Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. De ce? Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi, a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Și în planul evanghelizării, apostolul e mai mare decât evanghelistul. Însă Domnul nu i-a putut alege. Fără acest timp special în care, aș spune eu, a intrat în tainele dosarelor divine și în tainele vieții oamenilor, în ceea ce au fost până atunci și în ceea ce urmeau să fie. Dar dacă există nevoie să ne rugăm ca Domnul să-i aleagă și ei să înțeleagă și adunarea să înțeleagă, la fel este nevoie să fie susținuți în rugăciune după aceea, dar în primul rând trebuie să se roage ei. Că evident, n-ar fi normal să spună cineva, eu predic și voi vă rugați. Apostolii au spus, fapte 6:4, ne vom ruga și vom predica. Dar iată cum își exprima Apostolul Pavel dorința către biserici, citesc din 2 Tesaloniceni capitolul 3, în privința rugăciunii în vederea susținerii lucrării de evangelizare. 2 Tesaloniceni 3:1-2. El implică aici câteva aspecte, greutăți care se întâlnesc în câmpul de misiune. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi, ca cuvântul Domnului să se răspândească, deci clar că e vorba de evanghelizare, și să fie proslăvit cum este la voi, și să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, căci nu toți au credință. Deci rugăciunea trebuia să fie un scut mai întâi în fața duhurilor demonice, apoi în fața oamenilor răi. Și de-abia în aceste condiții se asigura un drum mai liber pentru Evanghelie. Aici am citit despre rugăciunea bisericii. Iată ce scrie în 2 Timotei, capitolul 2, despre implicarea celui care slujește. Apostolul îi scrie lui Timotei, văzând lumea spirituală care își manifestă opresiunea peste cei păcătoși și nevoia de a fi eliberați. Cum am citit și din fapte, că i-a spus Domnului Pavel, iată cum scrie el colaboratorului său Timotei, 2 Timotei 2:24, și robul Domnului trebuie să se certe, să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, îndejdea că Dumnezeu le va da pocăință. Deci e vorba de oameni care încă nu s-au pocăit, ca să ajungă la cunoștința adevărului, și cunoștința adevărului este prin Evanghelie. Și venindu-și în fire, ca și fiul risipitor, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Fără rugăciune nu se realizează această desprindere din cursa diavolului. Sunt forțe demonice care trebuie învinse prin post și rugăciune. Cei ce predică, în mod deosebit cei care evanghelizează, de exemplu cum e la noi în zona Olteniei, Munteniei, în alte părți, e vrăjitorie mult. Legături demonice. Și cei care sunt implicați în zonele acelea cu preponderență au lupte exact
împotriviri din partea acestor soiuri de duhuri. Așadar, am insistat din nou asupra importanței rugăciunii în ce privește lucrarea de evanghelizare, fie în ce privește chemarea pentru cineva de a fi evanghelist, fie susținerea lui în lucrare. De regulă, Dumnezeu nu aruncă oamenii în riscuri fără să le fie oferită o siguranță. Adesea, lângă un evanghelist, Dumnezeu ridică o femeie, o soție, asta în plan imediat, și de asemenea o biserică, sau cel puțin un grup de oameni care să se roage. Și dacă s-au rugat cu adevărat, e călăuzire de la început și până la încheierea lucrării. Am citit despre o soră credincioasă din Statele Unite care se ruga cu insistență pentru soțul ei ca să-și dedice viața Domnului. Acum vreau să vă gândiți că în Statele Unite majoritatea sunt protestanți, dar asta nu înseamnă că sunt toți dedicați Domnului, chiar dacă era vorba de un om moral, el avea alte implicări. În acel moment era membru în Congresul Statelor Unite și într-o seară a simțit îndemnul să se roage mai mult. Când a încercat să se culce, a fost din nou îndemnată să se roage. Asta s-a repetat, pare mi se, până a treia sau a patra oară. Și în timp ce se ruga, a primit încredințarea, pentru că așa se întâmplă în rugăciune, că există izbândă, că s-a rostit biruința. Și a crezut că Domnul i-a mântuit sufletul. Dar ceva parcă, așa ca o anexă, insista în rugăciunea ei în Duhul. Intrase în comuniune cu Dumnezeu și simțea că mai trebuie spus ceva. Și uneori în rugăciune îi spunem noi Domnului, alteori ne spune El nouă. Și în final, aminul este de fapt concluzia prin care voia Domnului ar trebui să domnească, după ce ține Domnul cont și de dorințele noastre. Și Domnul i-a spus, ți-am ascultat rugăciunea, dar tu ești gata să mă asculți? Și a spus, da, Doamne, continuă să te rogi pentru soțul tău, pentru viitorul lui, pentru chemarea lui. Ea, după mintea ei, credea, după cum de altfel știa de la soțul ei, că el va candida pentru postul de guvernator și gândea că e și aici o implicare, un guvernator credincios. Însă, după ce el a venit acasă, după încheierea acelei sesiuni parlamentare, i-a explicat că în seara aceea și-a dăruit viața Domnului. Dar în zilele următoare a fost marcat de o chemare să nu mai candideze pentru postul de guvernator și să meargă ca evanghelist. Și a zis, asta e ceea ce îmi șoptea mie Dumnezeu, numai că nu mi-a șoptit totul odată. Și povestea peste ani, n-a ajuns niciodată să mai dețină vreo funcție publică importantă, ne-a mutat în două sau trei locuri, dar am înțeles că aceea a fost chemarea Domnului pentru noi. Și e foarte important ca astfel de oameni să-și găsească chemarea și totodată să fie susținuți, repet, de familie și de cei din adunare. Adesea o susținere din partea adunării, dar absența unei susțineri din partea familiei poate conduce la un eșec, sub o formă sau altă. Apoi, pe lângă rugăciunea care rămâne permanentă, în vederea unei slujiri speciale, e nevoie de o formare prin ucenicizare, maturizare, ceea ce asigură o transmitere curată și completă a adevărului Mântuitor. Dacă merge în misiune și se face misionar, poate fi și în altă țară, cineva care nu are convingeri ferme, care nu cunoaște Scriptura în mod temeinic, spunea Domnul, ucenicul nu poate fi mai mare decât învățătorul său. De aceea, în programul oricărei adunări, și aici noi învățători ne simțim responsabilitatea, trebuie să fie o activitate de maturizare a oamenilor, de formare, de pregătire a lor. Pentru că dacă Domnul îi cheamă la evanghelizare, de exemplu, ei să fie fixați în adevărurile esențiale care trebuie să le predea celor care se întorc la Domnul. Domnul nu i-a trimis pe ucenici în lucrare până mai întâi nu i-a informat despre problemele care apar, căci pe lângă necesitatea unei fundamentări doctrinare,
E nevoie ca astfel de oameni să fie pregătiți și pentru problemele de ordin administrativ sau alte vicisitudini care apar în lucrarea de evangelizare. De asemenea, ei trebuie să fie gata să plătească un preț. Pentru că evangelizarea nu-i turism, nici aventură. Și necesită o susținere. De asemenea, cere să se suporte anumite pierderi. Ucenicii pe care Domnul i-a chemat au fost gata să lase totul și să plece. Au lăsat familie, dar asta înseamnă ca și familia să accepte. Fără să intru în prea multe detalii, vă amintesc și chiar deschid Biblia la Matei, capitolul 10, unde Domnul ne-a ținut o predică lungă. Poate a fost mai lungă decât scrie aici. Cred că aici este esența. Observați, de exemplu, versetul 9, să nu luați nici aur, nici argint, nici aram în brâile voastre, nici traiste pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiac, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. O trăire prin credință. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. Asta înseamnă capacitate de discernământ, să știi la cine să rămâi. Și apoi, posibilitatea ca cineva să te accepte sau să te respingă, asta vom vedea în lecțiile viitoare, prigoana. Și tot ceea ce presupune o lucrare de evangelizare. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei ceea ce a învățat de la mine, 2 Timotei 2:1-2, să fii în stare să transmiți la alți oameni, care la rândul lor să transmită și ei mai departe, fără să fie pervertit adevărul, să fie în stare, capacitate, rezistență și alte caracteristici. Doamne, formează astfel de oameni. Dar de regulă formarea durează, iar slujirea costă. În urmă, dacă un om este echipat și se dă startul printr-o chemare, se poate implica. Dacă vă amintiți, un frate plecat de aici, din Arad, în Statele Unite, ne-a povestit că a trecut prin India, asta în urmă cu vreo 3 ani, ne spunea, și acolo a întâlnit pe un frate din Germania, care fusese medic, stomatolog, pare mi se, și Domnul i-a spus într-o zi, ca la tânărul bogat, vinde tot ce ai, dar nu dă la săraci, capitalizează și din aceste fonduri te întreții și pleci în lucrare în India. Omul a așteptat o confirmare, a zis, nu cumva să fie vreo năzărire a mea așa, la nivelul minții, vreo șoaptă, și a plecat. 8 ani i-au ajuns banii pe care i-a avut probabil în bancă, apoi spunea fratele că trecuseră încă vreo câțiva ani, timp în care el a trecut pe Matei 10, a trăit prin credință. Dar au fost și rezultate în urmă. Pentru că atunci când Domnul trimite pe cineva, îl trimite cu un scop. Se spune că în timp ce John Bunyan era în închisoare, a venit după o vreme un credincios și i-a spus, m-a trimis Dumnezeu la tine de atâta vreme, dar nu te-am găsit. Și acesta îi spune, oarecum mă îndoiesc de trimiterea asta a ta, căci Dumnezeu știa în care penitenciar sunt. Deci când Dumnezeu trimite pe cineva, are un mandat concret și o lucrare specifică. Așa încât Pavel spunea în final, mi-am îndeplinit lucrarea. Și nici nu trebuie să facă cineva mai mult decât i-a dat Dumnezeu să facă. Domnul Hristos s-a limitat la o lucrare de 3 ani și ceva, în zonele Israelului și în final a spus Ioan 17, tata, am isprăvit lucrarea, atât mi-a dat să fac. Alte zone, alți oameni pot cădea în sarcină altora. Dar în același timp să nu fim pasivi și superficiali, să spunem, las, Dumnezeu poate să-i mântuiască. Așa i-au spus unii lui William Carey, fundatorul misiunii din India. Tinere, dacă vrea Dumnezeu să-i mântuiască pe păgâni, o va face. Prin cine? Și s-a dovedit a fi o lucrare bună
ceea ce Dumnezeu l-a chemat să fac. Dar evident că aici e vorba de o chemare specială din partea Domnului. Apoi, în al treilea rând, relația cu biserica locală și chiar universală este o dimensiune suport a misiunii de evangelizare. Asta prin rugăciune, ceea ce deja am spus. Apoi, prin a se pune de acord în ce privește doctrina, pentru a se interesa de problemele care apar, pentru păstrarea legăturii dintre biserica mamă și cei credincioși care pot să se constituie într-o altă adunare, dacă e vorba de o altă zonă. Vom avea o lecție dedicată acestui aspect, intitulată O nouă adunare, dacă se pocuiesc destui oameni într-o altă localitate. Aici exemplul Apostolului Pavel este evident, citesc din Fapte 13, cu versetul 1, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Și rezultă foarte clar că oamenii aceștia, ca și ucenicii, n-au fost lăsați să plece până când nu s-au format. Versetul 2, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Acest și i-au lăsat să plece înseamnă încuvințarea adunării. Și tot aici citim, capitolul 14, după ce se încheie prima călătorie misionară prin Asia Mică și s-au văzut rezultate, scrie versetul 26, de acolo a mers cu corabia la Antiohia, s-au întors la biserica mamă, de unde fuseseră încredințați în grija Harului Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După sosirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și important și versetul următor, și-au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenici. S-au întărit spiritual, părtășia lor a fost necesar și de-abia mai târziu, nu știm exact cât au stat, au plecat într-o a doua călătorie misionară. În ce privește legătura cu biserica și chiar cu celelalte biserici, citim și din Galateni capitolul 2. Pentru că Scriptura conține suficientă învățătură pentru cine vrea să meargă drept. Galateni 2:1, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim, împreună cu Barnaba, și am luat cu mine și pe Tit, care era dintre neamuri. M-am suit în urma unei descoperiri. Observați cum pe tot parcursul slujirii descoperirile au un rol important, de aceea spuneam că trebuie să ne rugăm să avem evanghelie, să avem și proroci. Și le-am arătat evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Deci a cerut sfat, s-a pus de acord și scrie în continuare aici de la versetul 7 că și-au înțeles zonele de slujire. Petru între evrei, Pavel la neamuri, dar și la neamuri numai într-o anumite zone, într-alte părți au fost chemați alții, Apollo sau alții. Păstrând legătura, e bine pentru cei care se nasc, e bine pentru cei ce slujesc. De altfel, e trupul Domnului Hristos și întreg trebuie să asculte de cap. Amin? Și dacă toate aceste condiții sunt îndeplinite, putem să ne gândim la planuri de misiune. După cum scrie în Isaia 32:8, că cel ales la suflet face planuri, la fel de ales, cel neprihănit. E și înțelept și se gândește. E necesară o așa numită perioadă prenatală. Aici vă rog să vă gândiți la cazul Nemia. El a înțeles chemarea de a merge la Ierusalim. S-a rugat pentru asta. A făcut un plan, a primit aprobări de la împărat, a ajuns acolo, a inspectat terenul și scrie la un moment dat în Nemia 2, încă nu le spusesem o vorbă despre ce îmi pusese Dumnezeu pe inimă. Când a dezvăluit lucrarea, s-a putut intra în ea. E ca și în cazul nașterii unei noi ființe.
de la concepere până la naștere, e o vreme în care acea ființă trebuie să fie păstrată în mod tainic, cum spunea psalmistul. Și apoi, când ia ființă și putem da un nume, lucrarea trebuie deja să funcționeze. Mi-am amintit cazul unei familii pe care Domnul a chemat-o în lucrarea de misiune într-o biserică din Oradea. Atât soțul cât soția au înțeles chemarea aceasta. Dar s-au rugat. Au mai trecut un an sau doi. Nu mai știu exact dacă s-au mutat la Timișoara, dar oricum știu că Dumnezeu a pus pe inimă unei biserici din Timișoara să susțină o familie în zona Gorj. Ei între timp se rugaseră, se pregătiseră și Domnul le-a rânduit mutarea la Baia de Aramă. Acolo lucrarea a fost grea la început. Povestea fratele că într-o zi cineva l-a lovit, l-a bătut. Și un polițist a văzut asta. Și el, ca o primă reacție, a vrut ca polițistul neapărat să ancheteze cazul, să ia apărarea. Însă Dumnezeu a vorbit prin polițist și i-a spus următoarele. Auzi, niciun rus din zona asta. Și eu când am venit aici am primit bătaie. Dacă rabzi, rămâi aici, dacă nu trebuie să pleci. Bă, zice, mi-a vorbit Dumnezeu prin el. N-am făcut nicio reclamație. Și într-adevăr, acolo s-a format o biserică. Dar a spune, a raportat la ceea ce am amintit din studiu, la Oradea s-a conceput, la Timișoara s-a născut și în Baia de Aram a început să umble. Asta înseamnă plan sub îngrijirea Domnului și pe care Domnul îl derulează sub binecuvântarea lucrării sale. Mai fac aici o mențiune, trimiterea în zone neevanghelizate, în mod special în alte culturi, este un mandat mai special, apostolic, aș spune. În jurul nostru avem toți datoria să evanghelizăm. În țara asta trebuie o chemare. Dar să te duci într-o altă cultură trebuie o chemare și mai chemare. Apostolii, în mod special apostolul Pavel, despre el vă citesc din Romani 1, a avut o asemenea chemare. Dar iată că nici Petru n-a avut-o să plece la alte popoare, ci doar să fie un apostol al evreilor. Asta nu înseamnă că n-a predicat și la Corneliu, dar ca și zonă de lucrare. Romani, capitolul 1, versetul 1, Pavel, rob al lui Hristos Iisus, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Versetul 5. Prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Deci El a fost trimis în diverse culturi. Și scria El aici, versetul 15, astfel în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, pentru că spunea El în versetul 14, eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Că era și el învățat, în același timp putea să slujească oricui. Și tot din Romani, capitolul 15, ca să observăm, repet, o chemare pentru o altă țară, pentru o altă cultură, trebuie să fie cu totul și cu totul special. 15 cu versetul 17. Eu dar mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu, că n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor, iată lucrări specifice și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Iliric am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. Dar nu le cer la toți asta. Din potrivă, în 1 Corinteni 3 scrie, eu am pus temelia și voi zidiți deasupra. Atâta, va ajunge, deasupra. Și el s-a dus să pună temelia în altă parte. Un mandat special venit din partea Domnului. Sunt și alte referințe biblice, 2 Corinteni 10, tot Apostolul Pavel
vorbește despre implicarea sa. Și în lecțiile viitoare vom aborda metode directe și indirecte de slujire. 2 Corinteni 10, de la versetul 12, Pavel și potrivnicii lui îl se apără și își justifică slujirea. Citesc doar versetul 16, așa că vom putea aprovdi Evanghelia și în ținuturi care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lădăm singur cu lucruri făcute degeaba. Dar asta ține de un apostol. Încheiem lecția aceasta reafirmând că pregătirea evanghelizării pentru cei nemântuiți se derulează în paralel cu desăvârșirea mântuirii pentru cei mântuiți. Adică, nu se poate ca copiii să nască la rândul lor copii. Copiii trebuie să devină maturi ca să nască la vreme copii. În paralel cu mântuirea unora, trebuie să se deruleze creșterea celor deja mântuiți. Am amintit cazul din Antiohia și spune în Fapte, capitolul 11, versetele 25 și 26. Barnaba s-a dus la Tars ca să caute pe Saul și când l-au găsit, l-au dus la Antiohia, un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Acolo și-au primit numele de creștini. Și am citit deja din 13, de la versetul 1, că în biserică erau proroci, erau învățători, adică se formau și astfel biserica din Antiohia a devenit o bază de misiune pe fondul maturizării lor. Pentru că, de exemplu, au fost așa numitele vremuri de trezire spirituale. Chiar în ultimii ani se afirmă că în America de Sud s-au pocăit foarte mulți. Dar dacă nu este cine se ocupe de ei și să crească spiritual, dacă biserica nu se pregătește, oamenii aceștia nu vor rămâne mult sau se vor zbate așa într-o mediocritate, într-o stare a cărei mântuire este incertă. Dar o adunare pregătită pentru evanghelizare va avea și capacitatea să întrețină atât slujitorii cât și pe noi născuți. Atunci o biserică este matură. Scrie în Evrei, capitolul 5, în capitolul 6, citesc ca ultime referințe, 5 cu 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, iată stări de retardare. Aveți iarăși trebuință de cineva care să vă învețe cele din tine adevărurile cuvintului Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Uneori, să știți, mă surprinde când văd membrii bisericii tare doritor după evanghelizare. La evanghelizare se dă lapte. Înseamnă că le este specific laptele. Asta înseamnă copilărie duhovnicească. Pe când după ani de zile, noi mai degrabă, dacă n-am mâncat pe în adunare de a Domnului așa să fie, ar trebui să stăm la subsol sau în clădirea cealaltă să ne rugăm în timp ce aici sunt evanghelizați cei care atunci vin sau de evanghelie. Ca să nu mai zic de cei care nu-și dau locul. Doamne, iartă! Unii trebuiau să fie învățători și chiar dacă n-au chemare ei să fie evangheliști, să susțină această lucrare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, adică întârzi din punct de vedere a stării spirituale, e un prunc. 6 cu 1, de aceea să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite fără să mai punem nou temelia pocăinței de faptele moarte, credinței în Dumnezeu, învățătoare despre botezuri și așa mai departe. Deci este de dorit să fie evanghelizare, dar la fel de mult de dorit ca oamenii care intră în biserică să fie conduși spre desăvârșire. E o plăcere, o bucurie să se nască oameni din nou, chiar dacă sunt dureri până se naște, ca și în plan fizic. Dar e o viață, e o bucurie, se bucură și îngeri în cer. Da, dar bucuria aceasta trebuie să cunoască noi dimensiuni, în așa fel încât să putem forma noi oameni în slujire și cei care s-au mântuit să se mântuie cu adevărat. Doamne, cercetează-ne! Vezi, Doamne, în ce fază ne-am împotmolit? Ce ne lipsește? Ce urmează? Ce avem de făcut fiecare?
Și dacă vom fi sinceri și cu inima curată, Dumnezeu ne va spune. S-ar putea un încântăreț să-i spună, fii credincios și vezi-ți de cântarea ta. Dumnezeu va chema cu siguranță pe unii să fie evangheliști. Ne-a chemat pe toți să ne rugăm, să ne dezvoltăm spiritual, să susținem această lucrare. Și în lecțiile viitoare vom aborda alte aspecte și dea Domnul în final să fie dorința noastră ca dorința inimii Lui și oamenii să fie mântuiți. Amin.